Programul curățenie până la bordură, demarat la finalul lunii februarie, se desfășoară conform planului. Echipele de curățenie au fost active și în această săptămână, curățând praful și mizeria adunate la marginea carosabilului în ultimele luni. Pentru curățenia eficientă și completă a străzilor până la bordură, cetățenii sunt rugați să permită accesul utilajelor prin parcarea autovehiculelor în mod alternativ pe arterele incluse în program. De asemenea, timișorenii sunt rugați să consulte graficul de parcare alternativă și program complet al campaniei.